Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gărganov și vă prezint ora știrilor. Igor Dodon a fost reținut pentru 72 de ore după ce Procurorii Anticorupție și ofițerii CNA au descins cu percheziții la fostul președinte al țării. Potrivit procurorului responsabil de comunicare cu mass media din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Cărpec, descinderea a avut loc în mai multe locații care i-ar aparține direct sau prin interpuși lui Dodon, dar și la sediul Asociației Uniunea de Afaceri Moldoruse, al cărui președinte este politician. Reprezentanții acesteia însă nu au venit deocamdată cu o reacție. Tot Cărpec ne-a declarat că în urma perchezițiilor a fost reținut un cumnat de al fostului președinte. Socialiștii au calificat acțiunile ca fiind un show politic organizat de actuala guvernare, acuzații negate de putere. Perchezițiile au început chiar de la primele ore ale dimineții. Potrivit Procuraturii Generale, președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, este bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Confirmăm efectuarea perchezițiilor de către Procurorii Anticorupție în comun cu ofițerii CNA și SIS la domiciliul ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Perchezițiile se efectuează inclusiv la alte locații, imobile deținute prin persoane interpuse, în cadrul dosarului penal pornit în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii de corupere pasivă, acceptare finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și respectiv îmbogățire ilicită. Mariana Cărpec ne-a mai spus că în urma descinderilor, unul dintre cumnații lui Igor Dodon a fost reținut după ce ar fi încercat să distrugă mai multe probe. Potrivit deschide.md, ar fi vorba de Petru Merineanu. Acesta nu a venit deocamdată cu o reacție. S-a încercat distrugerea unor anumite probe relevante pentru dosar. În ceea ce privește acțiunile întreprinse în privința lui Igor Dodon, procuratura a declarat că va reveni cu detalii pe parcurs. În timp ce procurorii efectuau percheziții în fața casei lui Igor Dodon, au venit reprezentanți și susținători ai Partidului Democrație Acasă. Unii aveau flori galbene, iar alții șampanie. De asemenea, și fostul deputat român Cristian Riza, condamnat în România, a venit la poarta fostului președinte. Ce și vesel astăzi, că de ziua președintelui Maia Sandu, nu știu cine și-a făcut un cadou singur și-a făcut cadou, sau ofițerii lucrează în tradițiile vechi, de ziua șefului suprem, un cadou. Nu flori, dar reținerea lui Igor Nicolae Dodon. Între timp și membrii, dar și consilierii socialiști din Consiliul Municipal Chișinău s-au adunat în fața casei lui Igor Dodon pentru a-și exprima solidaritatea cu acesta. Cele două tabere s-au luat la ceartă, iar la un moment dat a fost nevoie de intervenția carabinierilor. Cine sunteți noastră? Cine sunteți noastră? Igor Fidiușă! Igor Fidiușă! Fost profesor universitar, încă o dată accentuiesc! Show-uri! La circa îți duceți viață! Amintim că în data de 18 mai, procurorul general interimar Dumitru Robu a dispus pornirea urmăririi penale în dosarul supranumit de presă Culioc. Este vorba despre înregistrările video din vara anului 2019, în care fostul președinte Igor Dodon discută cu Serghei Ralov și fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, iar cel din urmă i-a transmis lui Dodon o pungă neagră cu calendar. Fostul deputat al Platformei Demnitate și Adevăr, Iurie Reniță, care a publicat imagini, spunea că în interior erau bani. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a declarat la un an de la apariția imaginilor că nu există suficiente probe pentru inculparea fostului președinte, iar în octombrie 2020 judecătoria Chișinău a lăsat în vigoare ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale și Igor Dodon a spus anterior că imaginile cu sacoșa sunt un fake. La ancheta care îl vizează pe fostul președinte Igor Dodon a reacționat și Moscova. Agenția de stat TASS a publicat un răspuns al lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, oferit jurnaliștilor privind acest subiect. El a declarat că la Kremlin se consideră situația care îl vizează pe Igor Dodon ca fiind o chestiune internă a Republicii Moldova, dar trezește îngrijorare cercetarea penală a susținătorilor cooperării cu Federația Rusă. Citez.
În primul rând, acest lucru este treaba internă a Republicii Moldova. În a doilea rând, desigur, suntem alarmați pentru că, din nou, o astfel de practică și o astfel de anchetă este aplicată în raport cu cei care sunt susținători ai dezvoltării relațiilor de prietenie cu Federația Rusă, adică cu țara noastră, citat încheiat, a spus reprezentantul Kremlinului. Partidul Socialiștilor împreună cu membrii și simpatizanții formațiunii au protestat în fața Parlamentului în apărarea fostului președinte al țării, Igor Dodon. Aceștia califică acțiunile în privința lui drept un show politic și un cadou pentru președintele Maia Sandu, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Președinția a refuzat să comenteze acuzațiile, iar Partidul de Guvernare ne-a spus că PAS pledează pentru o justiție care să își facă treaba. În piața Marii Adunări Naționale s-au adunat și unioniștii. Aceștia au deschis un vin și au urat lui Igor Dodon mulți ani cu executare. Care a fost reacția socialiștilor, vedeți acum. Cu pancarte în mâini, protestatarii au scandat în fața Parlamentului mai multe lozinci în susținerea lui Igor Dodon și antiguvernare. Socialiștii scandau în piața Marii Adunări Naționale, au venit și câțiva unioniști, aceștia au deschis vin și au urat lui Igor Dodon mulți ani cu executare. Noi, unioniștii, am decis să jubilăm. Avem aici un vin de excepție care se numește Maluri de Prut și vom servi câte un pahar de vin pentru Igor Dodon, de sănătatea lui, și o să-i dorim la mulți ani cu executare. La mulți ani cu executare! Tot atunci, pe lângă aceștia, a trecut deputatul socialist Alexandru Nesterovski, care a apărut să-i fi dat peste mână lui Bilețchi într-o încăierare în care au intervenit și carabinierii. La mulți ani cu executare! În cadrul unui briefing de presă, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrâncea, a calificat acțiunile la adresa lui Dodon ca fiind un show politic organizat de actuala putere. Ceea ce s-a produs astăzi cu colegul nostru, cu ex-președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, este un show de doi bani. Guvernarea astăzi nu luptă cu sărăcia și nu încearcă să consolideze societatea. Ei luptă cu opoziția. Acest show a fost regizat de mult. De aceea nu este în țară nici președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Toată țara observă că în ziua ei de naștere îi dori multă sănătate. Se comit aceste show-uri. Ce? Este un cadou politic, cadou banal. Batrâncea a îndemnat ambasadorii și reprezentanții misiunilor diplomatice din Moldova să se implice în acest caz. De asemenea, socialiștii au chemat cetățenii să fie gata de proteste pentru a apăra democrația. Am încercat să obținem un comentariu de la președinție. Consilierul pe comunicare al șefului statului, Sorina Ștefârță, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile reprezentanților blocului comuniștilor și socialiștilor și nici acțiunile reprezentanților justiției. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, ne-a spus că PAS pledează pentru o justiție care să-și facă treaba, iar cei vinovați de corupție, capturarea statului, sărăcirea populației să fie trași la răspundere. Și ministrul justiției a venit cu o reacție la acest subiect. Atunci când am venit în fața alegătorilor să le cerem votul, principala cerință față de noi a fost să se facă în sfârșit dreptate. Am promis acest lucru și, indiferent de critici și piedici, o să ne ținem de cuvânt. Clasa politică coruptă, responsabilă pentru sărăcirea și alungarea cetățenilor din țară timp de 3 decenii, va trebui într-o zi să răspunde, a scris Sergiu Litvinenko pe pagina sa de Facebook, precizând că Ministerul Justiției va urmări atent cum se desfășoară ancheta, pentru ca totul să fie în strictă concordanță cu legea. Fracțiunea Partidului Șor va vota pentru ridicarea imunității lui Ilan Șor și a Marinei Tauber, îndeamnă deputații din celelalte fracțiuni să susțină acest demers și promite dezvăluiri despre adevărații beneficiari ai furtului miliardului. Anunțul a fost făcut chiar de Marina Tauber în cadrul unui briefing de presă la care au participat și ceilalți deputați din fracțiunea parlamentară. Astăzi, împreună cu
Potrivit deputatului Marina Tauber, fracțiunea Partidul Ușor va vota cu ambele mâini pentru ridicarea imunității sale parlamentare, dar și a lui Ilan Șor, decizia fiind luată la inițiativa celor doi, a spus ea. Totodată, Tauber a îndemnat deputații din celelalte fracțiuni să susțină acest demers. Nu ne temem de nimic, nu avem ce să ascundem, nu avem nevoie de imunitate, nu avem nevoie de careva formalități. Suntem deschiși să răspundem la toate întrebările dacă ele există și acest lucru nu reprezintă doar un show politic și vom colabora cu anchetă și cu toți cei care sunt cu adevărat cointeresați ca cei care sunt de vină în furtul miliardului să fie pedepsiți. În același timp, Tauber a spus că în curând avocații care o reprezintă pe ea și pe Ilan Șor vor face un șir de dezvăluiri interesante despre adevărații beneficiari ai furtului miliardului, fără a oferi și alte detalii. Vă asigurăm că în curând, foarte în curând, veți afla niște lucruri foarte interesante și niște nume sonore. Inclusiv cine sunt adevărații hoți și escroci și cum încearcă ei astăzi să ne facă pe noi țapi ispășători pentru păcatele lor. Iar deputatul Partidului Ușor, Denis Ulanov, a amintit că fracțiunea din care face parte a pledat mereu pentru anularea imunității parlamentare a tuturor deputaților și încă în 2019 a pregătit un proiect de lege care vizează ridicarea completă a imunității parlamentare. Și asta pentru că aleșii poporului să nu poată fi trași la răspundere doar pentru poziția lor politică. Am fost și rămânem convinși că dacă procuratura vrea să afle adevărul, atunci nu trebuie să se ocupe de show-uri politice privind ridicarea imunității parlamentare, ci doar de lucruri concrete și să interogheze pe cei care sunt cu adevărat vinovați. Reiterăm că deputații nu au nevoie de imunitate. Aceasta ar trebui să fie la fel cum este în mai multe state europene, imunitate politică. Joi, procurorul general interimar Dumitru Robu a cerut ridicarea imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputaților Partidului Șor, Marina Tauber și Ilan Șor. În două dintre cereri, Marina Tauber este cercetată penal pentru comiterea excrocheriei în proporții deosebit de mari și spălare de bani, iar în alte două, Ilan Șor este cercetat pentru excrocherie, dar și spălarea banilor, săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. La scurt timp, președintele Partidului Șor a declarat că acțiunile lui Robu sunt nimic altceva decât răzbunări politice, acuzații negate de actuala guvernare. Anterior, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că partidul de guvernare respinge categoric orice imixtiune în actul de justiție, iar președintele Maia Sandu a declarat de mai multe ori că nu se amestecă în treburile justiției. Procurorul general interimar Dumitru Robu susținea la rândul lui că își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legea, precizând că nu îndeplinește ordine. Și în 2019, Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară, tot atunci ea a fost reținută de ofițerii CNA. Ulterior însă, procurorul general din acea perioadă, Alexandru Stoianoglu, a declarat că dosarul ei a fost unul politic. Tot în 2019 și Ilan Șor a rămas fără imunitate parlamentară, ca mai apoi în decembrie 2021, procurorul general interimar Dumitru Robu să ceară din nou ridicarea acesteia și încuviințarea Parlamentului pentru arestarea și trimiterea în judecată a politicianului pe 9 capete de acuzare. Directorul general interimar al combinatului Franzeluța, Victor Matkov, ar putea fi demis. Se întâmplă după ce Agenția Proprietăți Publice a evaluat activitatea și a depistat încălcări, cum ar fi lipsa transparenței în raportul anual privind activitatea economico-financiară și admiterea de pierderi. Despre aceasta se arată într-un comunicat al APP. De cealaltă parte, Victor Matkov nu este de acord cu ce îi se invocă. Parvenit o scrisoare de la Agenția Proprietății Publice cu privire la demisie. Sper că e o greșeală. Ceea ce invoc este incorrect. Societatea de acțiuni și onoră toate obligațiunile cu privire la dare de seamă. Toate procedurile au fost respectate și darele de seamă au fost date în timp. La ziua de astăzi, întreprinderea generează deja profit.
Decizia în privința lui Matkov ar urma să fie luată astăzi de către Consiliul de Administrație al SA Franzeluța, care se va întruni în ședință, au spus pentru TV6 angajați ai întreprinderii responsabili de securitate. Acum o lună mai mulți salariați ai combinatului de panificații au protestat după o vizită a reprezentanților Agenției Proprietăți Publice, la care oamenii spuneau că urma să fie anunțat despre faptul că directorul interimar urmează a fi schimbat. Cei de la APP au declarat însă pentru presă că au mers la combinat pentru o discuție cu angajații în cadrul sărbătorilor pascale. Victor Matkov are 15 ani de experiență în industria alimentară. A fost numit în funcția de director interimar al combinatului în 26 octombrie 2021, după ce fostul director Boris Andros a demisionat. Subiectul securității alimentare a țării va fi discutat într-o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, care se va întruni în timpul apropiat. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului la postul de televiziune Prime TV. Oficialul a declarat că atâta timp cât Ucraina, un mare producător de produse cerealiere, se află în război, autoritățile responsabile de la noi trebuie să facă o evaluare a tuturor produselor alimentare de primă necesitate. Mai exact, trebuie să vadă ce rezerve există, de cât mai e nevoie până la următoarea roadă și care e prognoza pentru perioada viitoare pentru a asigura țara cu rezerve strategice. Grosu a mai spus că instituțiile responsabile deja au primit indicații în acest sens și urmează să prezinte raportul la viitoarea ședință a CSS. Amintim că luni, Asociația Forța Fermierilor a propus întrunirea Consiliului pentru discutarea subiectului modificării strategiei securității alimentare a țării, iar unul dintre motivele care stă la baza solicitării este scumpirea uleiului. Organizația anunța că a pregătit și un set de măsuri care să fie discutate de către membrii CSS. Anterior, și reprezentanții ai Ministerului Agriculturii au declarat pentru TV6 că, la solicitarea premierului Gavrilița, lucrează asupra unei actualizări a strategiei de asigurare a securității alimentare, document pe care trebuie să-l prezinte în luna iunie. Moldova ar putea accepta livrarea de armament NATO, condiția fiind ca acest lucru să se facă transparent, democratic și civilizat. O spune președintele Parlamentului Igor Grosu. El a făcut declarația la o emisiune de la postul televiziune Prime. Tot acolo, șeful legislativului a adăugat că urmează să se facă investiții în forțele armate pentru apărarea țării și pentru a se putea face față provocărilor care sunt. Ai atâta securitate cât investești în securitate. Noi avem parteneri, avem parteneri strategici, avem parteneri din credere care înțeleg situația în care ne aflăm noi și noi, într-adevăr, o să apelăm într-un cadru legal, civilizat, în cadrul tratatelor noastre internaționale, pentru a ne consolida apărarea noastră. O eventuală livrare de arme NATO în Moldova contravine sau nu statutului de neutralitate? Spre exemplu, atâta timp cât noi facem lucrul ăsta într-un cadru civilizat, transparent, democratic, da? Eu nu văd nicio problemă. Igor Grosu a precizat că Ministerul Apărării urmează să facă o evaluare a necesităților pentru armată, poliția de frontiere și alte structuri din subordine pentru stabilirea necesităților, având în vedere dimensiunile și forțele țării. Iar reieșind din aceste analize, vor fi luate decizii politice privind investițiile și standardele utilizate. Totodată, deputatul PAS a îndemnat persoanele îngrijorate de livrarea de armament NATO să se uite de unde vine pericolul și ce semnale există. Reacția președintelui Parlamentului vine după ce oficiali americani și britanici au declarat că țările lor sunt dispuse să înarmeze Moldova la standardele NATO. Ministerul de Externe de la Chișinău a afirmat că cooperarea Republicii Moldova cu NATO se desfășoară în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Unul dintre elementele care ține de respectarea neutralității constituționale a țării noastre de către toți actorii vizați. Iar diplomația rusă a afirmat că va urmări cu atenție reacția Chișinăului la declarațiile din exterior despre înarmarea Moldovei, pentru că în Constituția țării noastre este
indicat clar statutul de neutralitate. Tot cu referire la neutralitate, Igor Grosu a declarat însă că și aceasta trebuie apărată. Neutralitatea nu este ceva ce pui după vitrină și din când în când, odată în an, te uiți la ea ca la exponat, a afirmat parlamentarul. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gărganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând!